Fața a mii de pelerini, credincioșii au ignorat ploaia și au ascultat tradiționalul mesaj Urbi et Orbi. La finalul slujbei din piața Sfântul Petru, Papa Benedict al XVI-lea l-a urat tuturor credincioșilor Paște fericit în zeci de limbi, inclusiv în limba română. Greco, Hristos anesti, albanese, hershum viet pasket, romeno, Hristos a inviat. De înviere, politicienii s-au...